Zeci de tineri din județul Suceava au participat la un eveniment organizat de PNL în vecinătatea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare. Tinerii au purtat discuții cu candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și cu candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovski. Spuneți-mi, vă rog, care sunt planurile pentru a susține tinerii antreprenori din județul Suceava și tineri antreprenori care doresc să se întoarcă în județul Suceava, adică acasă, din diaspora. Eu unul sunt întors în acasă acum 4 ani și am început o mică afacere. Tânărul primar Lazar mi-a prezentat 19 consilieri, 17 erau antreprenori. Unul făcea cuse pentru volane, altul făcea mobilă rustică, altul... Foarte interesant. Și eu îi întrebam, ca să văd ce așteaptă de la noi. Ok, centura Rădăuțului. E binevenită. Pe centura asta noi trebuie să facem planuri de urbanism, să găsim niște locuri primare care să le destinăm parcurilor industriale. Pentru că dacă n-ai tu o gândire așa și faci hala între case de locuit și zgomot, numai te judeci. Adică atitudinea noastră primată trebuie schimbată. Parcurile industriale, pentru că nu am fost suficient de ofensivi în a crea parcuri și a încuraja parcuri industriale. După aceea, vorbim de birocrație. Și aici avem în continuare de simplificat. De la procedurile privind terenul, tabula, întabularea lui, succesiunile, până la toate tranzacțiile astea. Viziunea mea și a echipei Liberare la Suceava de parteneriat. Deci antreprenorii sunt partenerii administrației publice locale. Nu trebuie să vină să stea cu capul plecat pe la ușa primăriei pentru a obține o autorizație, că e de construcție, că e de funcționare sau o informație. Noi suntem cei care suntem în slujba comunității pentru că antreprenorii plătesc taxe, impozite, plătesc salarii unor oameni și acei oameni sunt membri ai comunității. Iar noi, din acele taxe și impozite, facem tot pentru populație. Și vă spun un lucru care este sustenabil. În luna iulie se închide falimentul termic, cei care știți. După Iulius Mol, tot înainte, e fosta societate termică. Sunt 150 de hectare teren pe care le divizăm, le parcelăm și le punem la dispoziție investitorilor. Indiferent că e din Burla, că e din în altă parte, eu aș prefera să vină prima oară cei din Suceava, din județ Suceava, după care să venim cu investitori și din alte părți, sau să avem loturi separate. Și nu că le punem la dispoziție, dar avem toate utilitățile, apă, canal, gaz, curent, infrastructură. Infrastructură feroviară până acolo, dar foarte important, așa cum a spus și domnul președinte Gheorghe Flutur, Suceava, oraș la autostradă. Oraș la autostradă înseamnă că autostrada 7, fiind aproape și se construiește, de acolo, din zona industrială termică, peste un viaduct pe care noi acum îl avem la licitație prin programul Angel Salini, care trece peste calea ferată, ajungem în TN29. TN29. De acolo avem aeroportul Salcea, chiar și pe zona cargo, avem accesul către autostrada A7 și către drumul expresul Suceava-Botoșani, care se construiește.